În ziua de 30 septembrie, în jurul orei 0:25, poliția orașului Lehliu Gară a fost sesizată prin 112 de către un bărbat în vârstă de 26 de ani, participant la trafic, cu privire la faptul că pe strada Nicolae Titulescu din orașul Lehliu Gară, la bariera CFR, s-a produs un accident rutier. La fața locului s-a constatat că un bărbat în vârstă de 41 de ani, în timp ce conducea autoturismul marca Skoda Octavia pe strada Nicolae Titulescu din orașul Lehliu Gară, la intersecția cu DN3A, din cauza neadaptării vitezei de deplasare la bariera CFR, a pierdut controlul direcției de mers, autoturismul izbindu-se de un gard și ricoșând apoi în șanțul de lângă linia de cale ferată. În urma accidentului a rezultat decesul conducătorului auto, ce se afla singur în autoturism. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Eu cred că eu n-am văzut că aici e curbă. Și a venit cu viteza aia să nu duc. Să vă mulțumim pentru vizionare!